general, personalul școlii de maiștri militare a forțelor navale, amiral Ion Murgescu, este gata pentru începerea festivității de deschidere a anului de învățământ 2022-2023. Sunt comandantul școlii, comandorul Chirea. Bună ziua! Să trăiți! Capete române, din somnul cel de moarte, în care de-adâncire, barbarii de tirani, barbarii de tirani. Domnule amiral, stimați invitați, dragi elevi, părinți, bine ați venit în școala noastră la început de an școlar 2022-2023. Celebrăm astăzi un moment așteptat de fiecare dată cu emoție, curiozitate și nerăbdare, în special atunci când el marchează un început cu totul nou, deschiderea anului de învățământ. De altfel, întreg anul acesta este special pentru Școala Militară de Maiștri Militare a Forțelor Navale, care pe 8 octombrie aniversează 125 de la înființarea instituției. Îmi îndrept atenția către elevii de anul întâi, cărora le urez bun venit în Școala Militară de Maiștri Militare a Forțelor Navale. Ați ales profesia de maestru militar de marină cu gândul la un viitor stabil și previzibil. Îl veți avea. Vă urez tuturor succes deplin și rezultate pe măsura eforturilor pe care le veți depune. Cu aceste cuvinte, declar deschis noul an de învățământ 2022-2023 la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale. Bun cart înainte! Acest început de an școlar este diferit de toate cele de până acum din foarte multe puncte de vedere. În primul rând, într-o școală militară, ceremonialul arată diferit, iar noi, bobocii, am început deja să ne simțim ca adevărați militari și să ne manifestăm în stil cazon. Am visat mult timp cu ochii deschiși la acest moment deosebit, așa cum sunt sigur că au făcut-o și colegii mei și mă bucur nespus că pot împărtăși emoțiile zilei de astăzi cu familia și prietenii. Mândria și bucuria lor ne motivează. Ziua aceasta marchează pentru noi începutul formării profesionale și momentul în care ne luăm angajamentul solemn în fața dumneavoastră că vom da dovadă de seriozitate și responsabilitate în educație și că vom face tot posibilul să fim o promoție excepțională de maiștri militari de marină. Cei 79 de candidați admiși în anul întâi au fost repartizați pentru a se școlariza în 6 specialiști militare, specialități militare astfel, timonier și tehnică de navigație navală, artilerie navală și antieriană, arme sub apă, comunicații navale și observare și semnalizare, motoare și mașini navale, motoare și instalații electrice navale. Doamnelor și domnilor profesori și instructori militari, este meritul fiecăruia dintre dumneavoastră că Școala Militară de Maiștri Militare a Forțelor Navale, amiral Ion Murgescu, în care vă desfășurați cu pasiune și dedicație activitatea de dascăl, se prezintă astăzi ca o structură de învățământ modernă și respectată, capabilă să ofere un înalt nivel de formare și perfecționare pentru elevii și cursanții care îi trec pragul. Vă mulțumesc pentru eforturile pe care le faceți, pentru munca prin care încununați an de an personalitatea numeroase generații de elevi, cărora le deschideți astfel ușile către carierele pe care le-au visat. Vă solicit ca în noul an de învățământ să fiți la fel de exigenți, dar principiali în relațiile cu elevii instituției, să promovați în rândurile lor sentimentul răspunderii față de propria pregătire a datoriei și onoarei militare și a demnității marinărești. Dragi elevi, cariera de maestru militar oferă reale satisfacții, dar acestea pot fi obținute doar cu eforturi pe măsură.
De rezultatele obținute la învățătură și în procesul de instruire va depinde evoluția dumneavoastră în viitoarea carieră și perfecționarea pregătirii profesionale. Toate acestea pot fi realizate numai în condițiile unei discipline militare ferme și prin respectarea întocmai a legilor și regulamentelor militare. Sunt convins că veți depune toate eforturile pentru a vă îndeplini cu responsabilitate sarcinile ce vă revin pentru realizarea obiectivelor pe care vi le-ați propus atunci când ați pășit în această unitate de învățământ militar. Dragi părinți, sunt conștient că în aceste momente resimțiți emoții copleșitoare, fiind temători de drumul pe care au decis dragii voștri copii să-l urmeze, referindu-ne în special la cadeții din anul întâi, însă vă asigur că sunt pe mâini bune și vor avea parte de tot sprijinul atât al conducerii cât și al colegilor pentru a se acomoda cu viața ca zonă și pentru a trece mai ușor peste despărțirea de casa părintească. Este onorant să fii parte a acestui colectiv, să faci parte din marea familie a Armatei României. Sunt adeptul ideii că cei mai buni fii și cele mai bune fiice ale poporului român sunt cei care sunt în Armata României și care slujesc țara și națiunea română. Vă mulțumesc pentru ceea ce faceți, am onoarea să vă salut! Emoții? Da, foarte mari. Ce an este? Anul întâi. A fost greu să-l lăsați, să urmeze această cale? Cum s-a hotărât? Hotărârea a fost a lui? Greu nu, pentru că vreo 20 de ani în urmă și soțul a avut aceeași inițiativă și cumva știa despre ce este vorba. Este prietenul meu. Este prietenul? Da, și este primul an, are și el foarte mari emoții, încă nu s-a acomodat. Încă nu ne-am acomodat cu despățirea, dar sperăm să fie bine. Crezi că va fi greu? Cum? Da, sunt convinsă că va fi foarte greu, dar se poate și mai bine. De ce a ales calea asta? Ce ți-a spus? El deja era în armată și a ales să facă ceva mai mult, să profeseze mai mult și l-am încurajat și îl încurajez în continuare. De ce a ales această carieră? În primul rând pentru devotament, pentru profesionalism, pentru siguranță oferită. Ce sfaturi le dai celor din anul întâi care încep acum acest drum? Să fie fericiți, să fie devotați, să asculte toți îndrumătorii pentru a primi cele mai bune informații de care au nevoie în carieră.